Bună ziua, bine ați venit pe Motorpark România. Suntem în Bărăgan, cum îmi place foarte mult să subliniez, dar asta este pământul atât de plat și soarele atât de strălucitor. Am spus pământul plat, înțelegeți voi despre ce mă refer. Suntem la Câmpie, pe primul circuit serios din România, unde ne pregătim pentru a treia etapă din Romanian Retro Racing și dacă am marcat o premieră etapa trecută cu prima transmisie live, iată, avem imagini cu motociclete pe circuit, motociclete istorice pe circuit. Suntem în momentul de a marca o nouă premieră. Este pentru prima dată când pe Adâncata are loc o cursă de motociclete istorice. Trebuie să subliniem puțin regulile jocului. Nu este o cursă de viteză, este o cursă de regularitate pe circuit. Asta înseamnă că nu se punctează cei mai rapizi piloți, se punctează cei care reușesc să mențină cel mai constant ritm pe circuit. Într-o sesiune de 30 de minute, participanții o să aibă posibilitatea să parcurgă mai multe ture și primul tur lansat pe circuit o să fie turul de referință, punctează cele mai apropiate celelalte două ture și cel care are cea mai mică diferență în două ture față de timpul de referință, acela este cel care câștigă. Nu știu dacă am reușit să mă exprim foarte clar, cu siguranță colegul meu Radu, care acum se pregătește să organizeze startul, când va veni în cabina de comentariu și el o să țină să explice acest lucru, nu este o cursă de viteză, este o cursă de constanță și insistăm mult pe lucrul ăsta ca să nu încurajăm acte de eroism pe circuit și să explicăm de ce aici nu este important așa sau nu o să vedeți echipamente de siguranță atât de complexe ca la o cursă de viteză. Regulamentul și modul de desfășurare ne permite acest lucru. Iată, avem în cadru o motocicletă inedită, este un wildcard, nu este o motocicletă de epocă de data asta, este un Honda Monkey și este o motocicletă cu an de producție 2019 sau 2020, dar se face în designul respectiv de probabil 50-60 de ani. În timp ce motocicletele se pregătesc în turul de formare, o să vă spunem că avem o participare cu motociclete de pe două continente, dacă nu mă înșel, avem motociclete japoneze și motociclete europene. Ce este interesant însă că motocicletele europene sunt din Europa de Est și o să vedeți exact despre ce e vorba. Iată, avem în cadru un Suzuki GSX 1100, este unul dintre primele motocicletă, este, hai să zicem așa, bunicuțul bunicuțul motocicletelor sport, dar este o motocicletă cu o pregătire foarte bună, are, din câte am înțeles, o frână pe disc pe față și două frâne pe disc pe spate. O Honda monocilindru, în cadru apropiat, așteptăm formarea motocicletelor pe grilă. Nu este o grilă care se alcătuiește după un timp anume, pur și simplu participanții se aliniază aleator pe grilă, pleacă liniștiți. Așa cum spuneam, important în jocul ăsta nu este viteza, nu este important cel mai rapid tur, este constanța. Și aici concurenții strategic au o posibilitatea să le este foarte greu să-și regleze timpul și cel mai bine, din ce am observat, din ce am și discutat cu participanții, timpul își reglează stabilind tur de viraj de viraj o anumită viteză cu care să-l parcurgă. Astfel, de exemplu, în primul viraj încearcă să-l parcurgă cu 80, următorul cu 70 și așa mai departe. Și asta este secretul constanței pe circuit, dar dacă vă uitați atenți la câteva dintre motociclete, câțiva participanți mai curajoși au încercat să-și fixeze telefoane sau cronometre, astfel încât să poată să aibă un reper de timp în timp ce pilotează. Nu știu cum o să le folosească, e o provocare. Dacă cei de la regie mă pot auzi, se pot apropia, de exemplu, de Honda... Honda roșie din cadrul îndepărtat, acolo e secretul murdar, este un
telefon fixat de rezervor cu scoci. Se fac și lucruri de genul ăsta în încercarea de a, în încercarea de a concura cât mai competitiv. Ce s-a turat, nu știu dacă ați auzit, este o motocicletă britanică, singura motocicletă britanică de pe grilă, un Norton Commander, o motocicletă foarte faimoasă. Iată, aceasta este, dar nu se vede de ghidon, aceasta, participantul este Viorel Ocnean. Este un om orchestră în Romanian Retro Racing pentru că, iată, merge la toate competițiile. Merge și la viteză pe circuit și la regularitate pe circuit, dar merge și la regularitate pe circuit cu motocicletele acum. Este frumos că vedem implicarea lor și efortul de a, pasiunea de a merge în toate cursele posibile. Așteptăm pregătirea motocicletelor, mai trebuia să vină ceva și iată se aliniază, vine încet la start. Nu este chiar o motocicletă, este un... este în spate, acesta este un moped, un Simpson, o motocicletă de producție est-germană, se numește moped pentru că este o motocicletă cu pedale. Și dacă motorul de 1,8 cai putere cedează, atunci pilotul are la, are la dispoziție puterea picioarelor lui. Așa cum spuneam, 1,8 cai putere nu este o motocicletă deloc rapidă. Trebuie să așteptăm puțin până se aliniază la start. În total, după cum vedeți, alături de acel moped o să avem 7 motociclete. Pentru un debut istoric, este pentru prima dată când la Romanian Retro Racing o să avem o cursă de motociclete. În cadru apropiat, cum spuneam, este un, noi am spus, un wildcard, o prezență așa specială. Nu este o motocicletă care punctează în concurs, este o motocicletă nouă, dar una foarte specială, îi se spune Honda Monkey, pentru că poziția este atât de mică încât poziția pe motocicletă seamănă cu o poziție pe care o maimuțică ar adopta, o să stea pe mașină. Iată, cum vă spuneam, aceasta este un Suzuki GSX 1100. GSX este indicativul pentru Suzuki pentru motocicletele cu 4 valve pe cilindru. Este o motocicletă sportivă, are un sistem de frână destul de respectabil cu o frână pe disc pe față și două pe spate. Spun că destul de respectabil pentru că în vremea respectivă un concurent al acestei motociclete era de la BMW K100 care introducea pentru prima dată în lumea motocicletelor sistemul ABS în anii 80. Iată, ne aliniem pe grilă, așteptăm fluturarea steagului verde pentru ca toți concurenții sunt, semnalizează că concurenții sunt pregătiți. Un start furat puțin, dar nu contează pentru că acesta este turul de pregătire. După turul de formare, turul de pregătire, urmează apoi un tur lansat care o să fie turul cronometrat, turul etalon, care oferă timpul pentru celelalte, ture, timpul reper. Vedem cum fiecare își intră în ritm. În spate avem motocicletele est-europene puțin mai lente de data asta. Mai trebuia să vină una, din păcate speram să o vedem, dar n-a fost să fie. Poate data viitoare o Vespa est-europeană, o Cesca. Nu participă, dar concurentul care trebuia să o prezinte este prezent alături de noi. Este Popescu, e vorba de Popescu Mihai, pe o Honda CB750. În cadrul ăla acum avem Honda Monkey și Norton Commander. În față era Nortonul, este o motocicletă britanică, una foarte faimoasă, o marcă cu tradiție destul de bogată și cu o istorie foarte zbuciumată, dacă vreți. Norton, ca un fapt divers, nu este cazul pe motocicleta asta, cred că avem timp să povestim și despre motocicleta asta. Norton, ca fapt divers, este o motocicletă care, printre altele, a avut și participări la Isle of Man. Inclusiv acest model de motocicletă, Norton Commander, a participat la Isle of Man și
chiar a avut o victorie de clasă în 1973. Radu ni se alătură. Radu, ai venit așa nepregătit în alergare. Suntem foarte pregătiți să comentăm motociclete. Eu nu am carnet și... Bună ziua! Bună în ziua! Primul rând. Bună ziua! Tot ce știu despre motociclete, asta e un Norton Commander, m-am pregătit pe uite internet. Ce imagine! Da, cu o moară de vânt. Tot ce știu de motociclete e că au două roți rotunde și cu cauciucuri pe ele. Și o singură roată motrică. Băi, sunt și motociclete cu două roți motrice. Sunt, dar nu în cazul de față. Cu ataș. Sunt și cu două roți. Da? Da. Eu da. Nu știam, există uite. Yamaha, cred că a produs și KTM. Cu tracțiune pe ambele roți, da. Eu știam că la motocicletele cu ataș, unde mai e și a treia roată da, de la ataș, dar există și motociclete simple, două da. Roți, cu ambele roți motrice. Voiam să zic că pe mine mă bucură fiecare start dat la Romanian Retro Racing, atât la cursele de regularitate, cât și la cele de viteze. Și aici, viteză, și aici mă refer la automobile, că până acum, din 2018, am avut doar competiții auto. Acum, la propunerea concurenților, e prima dată când avem o clasă moto și iată, asta este, cred că, asta imaginea e lucru pe care zilei. Vreau să-l vedem toți. Da, da. Este acel Simpson care merge într-un ritm de bicicletă rapidă, aș spune eu, dar cred că bucuria pilotului este invers proporțională cu viteza cu care circulă. Apropo, eu când am citit prima dată de marca Simpson, după nume sună britanic. Nu este. Nu este, este din Europa de Est, e o motocicletă germană. Iată, se aude, nu știm dacă... Nu știm dacă suntem îmbruiați de announcerul oficial al circuitului. Dacă nu, ne vom continua aici ideile puține pe care le avem la această clasă. Este o, asta trebuie să spunem, vă rugăm, ne cerem scuze anticipat pentru disconfortul creat, cum scrie și la șantiere. Încercăm să suplinim lipsa noastră de pregătire cu glume proaste. Sperăm să nu ne transformăm în acei comentatori sportivi enervanți. Avem și câteva informații, avem și câteva informații coerente despre mărcile astea. Uite, Norton, vreau să mai spun... printre alte nebunii pe care le-a făcut marca asta, este și faptul că, dacă nu mă înșel, au avut niște tentative de motoare Wankel. Nu l-au ajutat. De fapt, cred că toate mărcile auto, cu excepția, toate mărcile de vehicule, cu excepția Mazda, tot ce au încercat cu motoarele Wankel a cam dus la faliment. NSU. Da, da, da. Ce vreau să zic despre Norton, că tot suntem la acest capitol... Ce are inedit această motocicletă față de alte motociclete, sau mă rog, pentru cei care sunt familiarizați cu motocicletele, schimbătorul de viteze nu este în partea stângă, cum îl întâlnim de cele mai multe ori, ci în partea dreaptă. Deci pentru, chiar și pentru un motociclist cu experiență, dacă s-ar urca pe acest Norton, ar fi așa, ar trebui puțin resetată mintea pentru a reuși să o conducă, nu zic să o piloteze. Aș vrea să termin ideea de mai devreme, că după aia Witch mi-ar părea rău. Pe mine mă bucură fiecare start de la Romanian Retro Racing, pentru că este un campionat foarte frumos. Dar acum a fost un strop de fericire în plus, pentru că e primul start la moto, start din grilă, și chiar a fost așa o senzație foarte frumoasă. Avem în momentul de față pe circuit 7 motociclete. Uite, sunt Minskul este în cadru apropiat, da, scuză-mă. Este cea mai utilizată motocicletă la școlile de șofer. Bine, era în anii 90 și cred că și 2000. Eu am făcut școala moto pe un Minsk. Deci e clar că e o motocicletă care pentru mulți dintre cei care ne urmăresc și sunt motocicliști are așa o aură aparte. Este o marcă din Belarus. Are probleme sau cred că folosește tot circuitul și da, asigură da, da. Trasa. Se pregătește să pună Minsk e o marcă din Belarus care de fapt a fost înființată în Uniunea Sovietică. Florin Mihai Babiuc este pilotul, după cum vedeți și pe grafica noastră. Marca de motociclete Minsk a fost înființată în Rusia, în Uniunea Sovietică, cu tehnologie achiziționată,
că nu s-a plătit nimic, cu tehnologie ridicată din fabricile DKV. Împrumutată. Nerambursabil. Împrumutată. De la fabricile DKV, ca reparație de război. De fapt, dacă ne uităm, cumva cam aceeași poveste o are și Simpson, în sensul că fabrica Simpson, la fel, a fost golită de utilaje de Uniunea Sovietică, tot explicația a fost reparație de război și a urmat o perioadă foarte dificilă pentru companie de a se relansa. Iată, insistăm pe Minsk 125. Sper să nu spun o prostie acum, dar chiar și Ural are rădăcini foarte apropiate de marca BMW pe care iubești cel mai mult, da, ca să spun așa. Dar ce vreau să zic, avem în momentul de față 7 motociclete pe, cred că Simpson nu e motoretă, dacă am fi corect, dar avem 7 motociclete. Moped are denumirea, da, nemțească. Pe circuit, iată, pe linia dreaptă Simpson, este un adevărat spectacol. Furios și iute. Sunt 8 motociclete la circuit, dar un proprietar a venit cu 2, nu va putea merge cu ambele. Din cele 7 de pe circuit, avem acum în imagini Honda Monkey, este un wild card. Pentru că este o motocicletă nouă, este singura nouă, celelalte prezente sunt atestate retromobil, sunt vehicule istorice. Am hotărât să oferim acest wildcard către Bogdan Stan, pentru că Monkey este o motocicletă cu istorie foarte specială. Și deși este un model 2020, începând cu 2017, Honda a reinterpretat o motocicletă care s-a produs din 1964 până în 2017 în milioane de exemplare. Este unul dintre cele mai populare modele din Asia, de exemplu, unde pe lângă modelele fabricate de Honda în primă fază între 64 și 2017 cu motor de 50 de centimetri cub și din 2017 cu motor de 125, foarte mulți constructori, în special din China și din India, s-au inspirat puternic din modelul Monkey și au lansat modele trase la Xerox, ca uite, să spun așa. Hai să vorbim și despre ce vedem în ecran. Acest Suzuki, îmi spuneai cu foarte mult entuziasm, că este bunicuțul lui Hayabusa. Da, este o motocicletă care în momentul apariției era nu sportivă, era hipersportivă, să spunem. Iarăși trebuie să ținem cont că acest exemplar este din 86, deci avem acum anii 80, un motor de 1100 de centimetri cubi. 4 cilindri, 4 valve pe cilindru, nu 4 cilindri, 4 valve în total. Și este o motocicletă, de fapt, e o familie de motociclete de 4 și Honda, care participă, cu care participă Popescu Mihai, CB750, aceeași construcție 4 cilindri în linie, a popularizat foarte mult, culmea, motociclismul în Statele Unite. Chiar de la motocicletele clasice americane, mari, puternice, dar pentru care trebuia să fii mecanic bun, au intrat japonezii cu motociclete accesibile, fiabile. Da. Și cred că nu trebuie să știi foarte multe lucruri despre motociclete, dar dacă ești cinefil, sunt foarte multe filme din anii 80-90 în care motocicletele aveau așa un rol întregitor imaginii de bad boy, să spunem așa. Poate printre cele mai celebre cadre cu motociclete japoneze sunt cele din Top Gun, când Tom Cruise, celebrul Maverick, biciuia fără cască, total nesigur, o motocicletă japoneză. Era un Kawasaki, dacă nu mă înșel, da. Un GPZ. Trebuie să observați, Radu e, pentru că are responsabilități foarte precise pe circuit, este foarte pedant în ceea ce privește siguranța și e bine așa. În cadru aici îl avem pe Viorel Ognean, dacă nu mă înșel. Da. I-am spus că el e omul orchestră pentru că participă la absolut toate probele Romanian Retro de Racing. De data asta nu s-a înscris și la viteză, cred că ar fi fost prea mult. De data aceasta merge doar la regularitate auto cu un Datsun pe care îl vom vedea în curând pe circuit și la moto cu motocicleta, cu prima lui motocicletă pe care a răscumpărat-o și a reconstruit-o așa, în semn de prețuire.
Frumos. Îmi pare rău că nu puteți să vedeți ce vedem noi din cabina de comentator, unde se vede linia dreaptă. Ba da, puteți să vedeți și voi linia dreaptă acum. Tocmai a trecut prin fața noastră, era Mințcu, dacă nu mă înșel. Și iată diferența de abordare. Da. La Suzuki e o abordare foarte concentrată, pe când la Minsk e o abordare foarte relaxată. Este expresia aia, poți să vezi vopseaua, poți să te uiți, să vezi vopseaua uscându-se, atât de rapid, ai același spectacol, atât de dinamică e trecerea de la Minsk sau de la Simpson, dar tocmai asta e frumusețea, răbdarea cu care se merge pe circuit de data asta, da. Nu viteza. Acum trebuie să mai subliniem o dată chestia, că aceasta este o probă de regularitate, nu de viteză. De asta veți vedea că și concurenții nu sunt echipați complet, da? Deci nu suntem la o cursă de sprint, ci la una de regularitate. Fiecare își impune un ritm pe care încearcă să-l mențină tur de tur, pentru a face timp asemănător. Despre asta este vorba aici. De asta am precizat de siguranță, dar veți vedea că, de exemplu, pilotul Simpsonului și chiar și al Minskului au niște căști care să întregească imaginea motocicletei. Pierd la capitolul siguranță, dar câștigă mult la capitolul imagine. Am înțeles. Eu v-am spus, eu am avertizat publicul, dacă e cineva care a rezistat de la început, știe că urma să vină explicații de siguranță de la Radu Gurămultă și au venit. Avem în cadru din nou Nortonul. A fost o motocicletă extraordinar de populară. Cadrul Nortonului, știe chestia asta, a fost Norton Commander, a fost creat de un inginer Rolls-Royce și a fost foarte considerat revoluționar la acea vreme. E o motocicletă cu doi cilindri în linie, doi cilindri paralel cumva, și această motocicletă nu este, hai să zicem așa, foarte echilibrată. Vibrațiile motorului sunt foarte puternici, foarte puternice, iar cadrul construit de inginerul Rolls-Royce, cu bucși de cauciuc semnificative, elimina foarte mult din vibrațiile motorului și a devenit o motocicletă extraordinar de populară. A fost și denumită motocicleta anului în Marea Britanie la un moment dat, prin anii 70. Ne întoarcem la Suzuki, Radu? Da, Suzuki este pilotat de Răzvan Popescu, care este foarte încântat după prima ieșire. Ei au avut o ieșire, un antrenament liber, în care s-au familiarizat cu circuitul, au încercat să învețe cât de cât virajele, să-și facă o abordare proprie a virajelor, pentru că, trebuie să precizăm, unele motociclete au și anvelope retro, care nu favorizează performanța. Ori, circuitele de viteză, clar, solicită foarte mult anvelopele, și atunci au avut nevoie de acea ieșire de acomodare și au făcut așa o idee despre cum să abordeze acest circuit. Unii sunt prima dată, iar cei care nu sunt prima dată sunt poate cu repetiție pe motorpark, dar până acum au avut 4 roți, așa că au avut nevoie de adaptare. Este cazul și lui Irinel Ionescu, care e alături de Romanian în retro racing, cred că de la început. A mers ca semn al îndârjirii și pasiunii, a mers cu piciorul în gips la mai multe competiții de regularitate cu Dacia. Da. Deci nu știu cum a reușit să facă lucrul ăsta, dar iată, concurentul Nortonului este un client vechi pe circuitele de la Adâncata și încă o dată urmărim cum se usucă vopseaua foarte, foarte lent, dar foarte îndârjit. Observați Simpson, casca. De ce eu sunt fanul acestei căști? Ce m-a fascinat pe mine foarte mult la marca Simpson, începusem să povestesc asta, este o marcă, poate este cea mai veche marcă de aici, de la Adâncata. A început în 1854 cu construcția de arme. Poate vi se pare cunoscut numele, e posibil să-l cunoașteți de acolo. În 1854 a început cu construcția de arme, a fost o moară care presa oțel și construia pistoale și puști. Au urmat bicicletele cu puțin înainte de începutul secolului 20, iar în secolul 20, asta este o motocicletă care, din punctul meu de vedere, are pe ea toate suferințele istoriei, în sensul că Simpson era numele unor industriași evrei, iar în 1933, odată cu venirea naziștilor la putere, marca a fost rechiziționată, au pierdut-o. Deci asta a fost o amprentă dureroasă a istoriei. Și a doua amprentă dureroasă a istoriei este după al doilea război mondial, când a trebuit să se reinventeze, fără utilaje care au fost rechiziționate de Uniunea Sovietică. Și
unul dintre produse de foarte mare succes este acest SR2, un moped, este o clasă creată de ei, de german, pentru impozitare, și una foarte, asta a fost și iarăși o motocicletă, un moped foarte de succes, aproape 1 milion de exemplare s-au vândut în vreo 7-8 ani de zile. Da, și trebuie să subliniem că Sorin David pilotează, pentru că mie așa mi se pare că să mergi cu așa ceva trebuie să pilotezi acest moped, pilotează un vehicul fabricat în 1960. Deci avem un senior de 60 de ani acum pe circuit, funcțional, care n-a dat niciun semn de slăbiciune. E drept că în ritmul lui, dar acesta este un exemplu în plus al farmecului acestui campionat. Este cea mai veche motocicletă înscrisă la noi. Da. Mi se face un semn din public. Te las pe tine puțin să comentezi, să răspund semnelor din public. Au venit fanii la Alex și cer autografe. Noi continuăm să urmărim evoluția fulgerătoare a Simpsonului. Urmează, pentru cei care au deschis calculatoarele acum sau de la început, n-am anunțat programul, urmează cursa de regularitate pe circuit și o să las pe Radu să vorbească puțin despre cursa de regularitate în momentul în care începe. În pauza dintre regularitate motociclete și regularitate automobile, eu o să cobor și o să facem puțin o discuție cu niște invitați speciali pe care îi avem aici. Da, avem doi artiști pe care... Trei artiști, dar o să-i vedem, o să-i cunoaștem deocamdată doar pe doi dintre ei. Și eu vă las cu Radu. Acum, Radu, hai să te vedem cât de bine cunoști motocicletele. Succes! Să vezi cum am chinuit eu. Mulțumesc, Alex. Acum, ca să spun așa, am venit ca mielul la tăiere. Mă bazam foarte mult pe ajutorul lui Alex. El v-a spus mai devreme, o să repet și o să ne iertați stângăciile. Încercăm să ținem și noi pasul cu dezvoltarea acestei ramuri noi, ramura de moto, regularitate moto pe circuit. Deci am spus mai devreme, poate e bine să repetăm pentru cei care au venit un pic mai târziu alături de noi, sistemul de punctare în cadrul acestei etape la motociclete vor fi două curse separate. Deci vor avea două stinturi, două ieșiri pe circuit în regim de concurs, iar rezultatele se vor cumula. Sistemul de punctare este foarte simplu, deși vedem că diferențele de evoluție sunt foarte mari în materie de viteză și poate din exterior pare că lupta este dezechilibrată. De fapt și de drept, această disciplină nivelează performanțele tehnice și chiar dă posibilitatea oricui să facă un rezultat foarte bun. Și n-ar fi de mirare ca o motocicletă mai lentă, care ar părea că nu are un rezultat foarte bun, să facă de fapt și de drept cel mai bun rezultat. Pentru că după ce au plecat în turul cu start de pe loc, care a fost un tur de formare pentru ei, primul tur parcurs dinamic, să spun așa, a devenit un tur de referință. Timpul primului tur a devenit tur de referință. Iar misiunea lor în această ieșire pe circuit este de a reuși ca restul tururilor să se apropie foarte mult de acest etalon, iar cele mai apropiate două tururi vor fi, se va face o medie și acea diferență de timp între etalon și media celor două tururi va constitui sistemul de diferențiere între piloți. Deci, practic, subliniez chestia asta ca să înțeleagă toată lumea. Nu viteza ajută aici, ci constanța. Cu cât ești mai constant, cu cât reușești să faci tururi mai bune din punct de vedere al constanței, cu atât rezultatul tău final va fi mai bun. Este același principiu ca și la automobile. Diferența este că la automobile, la clasa de regularitate, este permis să ai un pasager, da? Un copilot, să-i spunem, un navigator. Foarte mulți concurenți mizează pe asta și au copilot care cronometrează tururile și atunci e mai simplu să comunici fiind cronometrat de lângă tine. Cei de la moto sunt pe cont propriu, ca să spunem așa, on their own. Teoretic n-ar avea cum să se cronometreze, dar dovând un mic pont, așa, un mic secret,
Cel puțin doi dintre concurenți utilizează un hands-free și sunt cronometrați de pe margine. Un sistem ingenios de altfel. Deci, practic, ei au un ajutor de pe margine care le dictează ritmul și cronometrează. În același timp, trebuie menționat că nu toți cei care sunt acum pe circuit au venit chitiți pe un rezultat sportiv. Au venit în primul și în primul rând să se simtă bine și să-și plimbe feblețile pe două roți. Și atunci, unii dintre ei vor fi mai competitivi în materie de timp obținut și unii pur și simplu se vor plimba. Dintre cele 7 motociclete care sunt acum pe circuit, doar 6 punctează, pentru că wildcard-ul despre care aminteam anterior, Honda Monkey, pentru că este o motocicletă nouă, doar aspectul fiind retro, concurează pentru frumusețea spectacolului, dar nu va puncta în clasament. Pentru că acest campionat, numindu-se Romanian Retro Racing, este corect să dăm cezarului cei al cezarului și să le permitem doar motocicletelor atestate ca vehicule istorice să puncteze. Avem și o primă ieșire la boxe, este vorba despre despre Minsk 125. Practic, concurenții nu sunt obligați să stea tot timpul alocat pentru ei pe circuit și Simpsonul și Minsk de 125 au ieșit la boxe. În momentul de față, dacă văd bine, încercam să mă uit așa o imagine de ansamblu pe circuit, mai sunt 5 motocicliști. Ei mai au oricum puțin timp la dispoziție și îl managerează după cum simt. Vă spun așa din discuțiile purtate cu ei că sunt unii care nu s-ar mai da dați, cred că ar sta cu orele dacă li s-ar permite, dar va trebui să facă loc și pentru automobile. În momentul de față ei vor primi steag șah pentru că își termină manșa de, mă rog, cursa 1 și ne vom pregăti pentru cursa de regularitate auto care ar fi trebuit să înceapă la ora 12.30. Avem un mic delay. În pauză, după cum v-a spus și Alex mai devreme, vom părăsi puțin cabina de comentariu și imaginile acestea cu circuitul și cu ceea ce se întâmplă pe circuit și vom coborî în boxele Motor Park România, unde, pentru că, după cum am mai spus și la etapa anterioară și puțin mai devreme, pentru că este un campionat unde noi ne dorim foarte mult să primeze bucuria și interacțiunea umană, am pregătit câteva surprize la boxe pentru concurenții care se așteaptă intrarea pe circuit. Să revenim acum puțin și la ceea ce se întâmplă pe Motor Park România. Avem în imagine Honda Monkey, deși pare... Ar trebui să clarific, ca să nu credeți că pilotul este foarte, foarte mare sau este o discrepanță prea mare între dimensiunea pilotului și motocicletă. Monkey este o mini-motocicletă, deși dacă o vezi poate părea, nu este la nivel de pocket bike, este un pic mai mare. Să zicem că prima impresie ar fi că ar fi un scooter dacă nu ești foarte familiarizat cu scooterele. Nu, Monkey este o motocicletă monocilindru, 125 de centimetri cubi, 9,5 cai putere, o transmisie mecanică, nu pot să zic manuală, că nu e chiar manuală, cu 4 trepte de viteză, deci ea are cutie de viteză clasică de motocicletă, doar că are doar 4 trepte și vorbeam mai devreme cu Bogdan Stan, cel care o pilotează, că pe linia dreaptă, dacă reușește să abordeze corect ultimul viraj și reușește să se apropie cât de cât de 80 de km la oră după ieșirea din viraj, după ce parcurge cam 3 sferturi din linia dreaptă, care are un pic peste 1 km, reușește să atingă 100 de km la oră. Din ce știu eu, viteza maximă constructivă a lui Monkey în unele țări este comunicată ca fiind de 90 de km la oră. Unele versiuni pentru Europa au o viteză maximă oficială de 105 km la oră. Deci
Să spunem că Bogdan trăiește periculos pe linia dreaptă și încearcă să se apropie de această valoare. Feedback-ul concurenților noștri, pentru că am apucat să discutăm cu ei după prima ieșire, după primul antrenament liber, pot să spun că toți au fost foarte încântați. Deși aceste motociclete merg, da? Uneori sunt chiar mai mult decât Sunday drives, ca să zic așa, și merg și în timpul săptămânii, majoritatea au ieșit prima dată cu ele pe un circuit, unde, repet, dincolo de ideea asta de viteză, pentru că în cazul de față și asta e relativă, sunt câteva lucruri care îți dau o libertate în plus față de șosea. În primul și în primul rând, nu există trafic sau participanții, colegii de trafic merg în același sens cu tine, te lasă să-ți abordezi virajele cum dorești tu și atunci nu trebuie să stai cu grijă că ce vei găsi după viraj. Circuitul Motorpark este suficient de lat pentru a găzdui competiții auto, deci pentru motociclete este absolut ideal. Asfaltul este... nu vreau să-i spun impecabil, dar este îndeplinește normele asfaltului unui circuit și atunci nu trebuie să te ferești de gropi, de eu știu ce alte obstacole, șine de tramvai sau asta. Deci ai pur și simplu libertatea de a te bucura de motocicleta ta și de experiența cu ea. Și atunci, automat, că de la asta am pornit, toți cei care participă la această clasă au fost foarte încântați după prima ieșire. Aceasta este o imagine foarte frumoasă. Irinel cu Nortonul, după cum vedeți, ca și ceilalți concurenți, a venit și cu o cască cu un design retro pentru a recrea imaginea, să spun așa, a celor vremuri, a vremurilor în care aceste motociclete erau moderne. V-am spus și mai devreme, repet, dacă o să fiți atenți, el își folosește mai des piciorul drept decât stângul, în sensul că particularitatea acestei motociclete este că are schimbătorul de viteză în partea dreaptă, unde de obicei, la marea majoritate a motocicletelor clasice, avem frâna. Iar pe Irinel, pentru că suntem în continuare alături de el, îl vom revedea în câteva minute la cursa de regularitate pe circuit pentru automobile la volanul unei superbe Dacia 1300 de culoare neagră. Deci dacă veți rămâne alături de noi, când veți vedea un 1300 impecabil negru, discutăm despre același pilot care acum se joacă cu Nortonul pe circuit. Acum îl vedem pe Răzvan Popescu depășind Nortonul cu Suzuki-ul despre care aminteam anterior, care clar din punct de vedere dinamic și din punct de vedere al performanțelor este superioară ca motocicletă colegilor de pe circuit. Poate folosesc așa un limbaj de lemn, dar acea motocicletă la vremea ei în anii 80 a fost o minune a tehnicii și de la chiar discutam împreună cu proprietarul CB-ului 750 în pauză și iată, în același timp concurenții primesc steagul șah, semn că timpul rezervat pentru ei pe circuit a expirat. Vom avea o mică pauză în care Alex Șeremet va face cunoștință cu invitații noștri speciali. Am vrut să îmbinăm utilul cu plăcutul și am invitat câțiva artiști alături de noi. Revin la ce spuneam anterior, discutam cu proprietarul CB-ului și ne spunea foarte, cumva așa, glumind puțin, cu o urmă de regret, că aceste motociclete ale anilor 80 erau pur și simplu niște motocicletele japoneze ale anilor 80 erau pur și simplu monumente de fiabilitate. Au fost motocicletele care i-au învățat pe motocicliști că poți ajunge la destinație cu mâinile curate. Glumeam pe seama asta. Adică nu era cazul să mai intervii, să reglezi nimic la motor. Pur și simplu te urcai, îți făceai călătoria și ajungeai cu motocicleta perfectă la destinație. Dacă derulăm în urmă, a fi motociclist implica și să ai cunoștințe minime de mecanică pentru a interveni la diverse probleme care apăreau pe drum.
Iată, acum în cadru cu Răzvan, care se relaxează după turele pe care le-a făcut într-un ritm destul de alert, din ce ne-am dat noi seama de aici. După ce li se dă steag șah, ca în mai toate competițiile auto sau moto de circuit, concurenților se permite să mai parcurgă un tur, este numit tur de răcire, pentru că și mașinile, și motocicletele, și automobilele de competiție au nevoie ca după această solicitare de pe circuit să reintre așa într-un regim normal de funcționare, să răcească motorul, să răcească frânele și să se întoarcă la boxă într-o stare cât mai apropiată de cea în care au plecat în manșă. Cred că în momentul de față mai avem 4 motociclete pe circuit, dacă număr bine. Cabina noastră de comentariu are o vedere semi-panoramică a circuitului și încercam să-mi dau seama câți au mai rămas. Deocamdată am numărat 4, 5 concurenți sunt. A apărut și al cincilea, ceea ce pe mine mă bucură, pentru că ei au avut o fereastră de 25 de minute, dacă nu mă înșel, în care practic ar fi putut sta minim 4 tururi ca să-și facă timpul, dar iată că sunt 5 concurenți care au așteptat steagul șah. Semn că, cred că ăsta e cel mai bun semn că le-a plăcut și s-au simțit bine, din moment ce n-au ieșit mai devreme. Mă bucură foarte mult crearea acestei noi clase, acestei noi categorii la România Retro Racing și sper că și prin intermediul acestei transmisiuni să reușim să stârnim interesul și celorlalți proprietari de motociclete atestate istoric de către Retromobil Club România. Aici o să fac o paranteză și o să spun că principala condiție de participare la competiția României Retro Racing este ca vehiculele, acum vorbim și de două roți și de patru roți, să fie atestate documentar. Da? Deci, practic, toate au o vârstă mai mare sau egală cu 30 de ani, au o atestare Retromobil Club România, mai puțin motocicleta din imagine revine asupra ei, care participă cu un wildcard, tocmai pentru că, fiind o reinterpretare a unui vehicul care a făcut istorie la nivel mondial, ne-am gândit că ar da foarte bine în compania suratelor. Acum asistăm la ultimele viraje, care, după cum am zis, sunt parcurse într-un ritm mai lent. Vom vedea acum și intrarea la boxă. Intrarea la boxă se face pe o limbă special dedicată, ca la toate circuitele de viteză din lume. Se intră la box, apoi concurenții se vor duce într-un spațiu special dedicat pentru ei și își vor trage sufletul după această manșă. Noi așteptăm acum să intrăm în direct cu Alex când va fi pregătit. Cred că o să vă cer scuze, dar tocmai am fost anunțați că nu avem o conexiune foarte bună cu zona boxelor unde este Alex acum. Din păcate, aceasta e marea provocare a circuitului Motorpark din apropierea localității Adâncata, județul Ialomița. Lipsa unui semnal bun de telefonie mobilă și... Deși am încercat să facem acel, să trecem pe la boxe unde Alex plecase să vă prezinte invitații noștri surpriză, cred că va trebui să ne cerem scuze că acest lucru nu mai este posibil în momentul de față. Noi vom face o scurtă pauză. Nu, iată că deja avem primele ieșiri pe circuit la categoria regularitate auto. Capete de coloană, ca să spunem așa, sunt două Porsche-uri urmate de două Volkswagen Golf și apoi de un Porsche 944. Sunt
în jur de 50 de concurenți la regularitate auto. Și aici regulile se aplică regula pe care am povestit-o la moto. Pentru cei care n-au apucat să asculte exact sistemul de cronometrare, voi reveni asupra lui și îl voi explica încă o dată. Automobilele pleacă într-un tur de formare acum, apoi ele vor fi așezate în grilă de directorul de concurs pentru un start de pe loc. Există un semafor al circuitului, ca la toate competițiile pe circuit. Asta pentru a crește spectaculozitatea acestei discipline. Automobilele vor fi așezate, vor lua startul, vor face un tur, un al doilea tur de formare. Eu îi spun un tur în care practic se vor dispersa pe circuit și se vor răsfira pentru a-și crea fiecare un spațiu de manevră. Când vor intra în primul tur lansat, începe cronometrarea lor propriu-zisă, pentru că acel prim tur lansat, al doilea tur în cazul de față, va deveni timpul lor etalon, timpul etalon al fiecăruia în parte. Și la această categorie avem o libertate în ceea ce ține de viteza de deplasare și de timpii efectuați. Nu avem o viteză maximă, nu avem o viteză minimă, nu avem timp minim, nici timp maxim. Fiecare are libertatea de a rula în regimul în care se simte cel mai bine. După efectuarea primului tur cronometrat, care devine etalon, fiecare va încerca să replice acel tur, adică va încerca să se apropie cât mai mult ca timp de acel tur, iar cele mai apropiate două tururi de acel tur vor conta în stabilirea clasamentului final. Avem niște imagini superbe, le spun eu, pentru pasionații de automobile. Avem modele care au făcut istorie nu doar în România, ci și la nivel european și unele chiar la nivel mondial. Iată, este acel tur de formare despre care aminteam. Alex a revenit lângă mine. Ne cerem scuze încă o dată că v-am promis ceva și nu s-a putut. Tehnic nu s-a putut. Vom vedea dacă vom putea remedia această situație. Ce nu s-a putut este să intervin eu live alături de artiștii care sunt invitați, dar o să ne prefacem că am fost live, am înregistrat pentru că semnalul nu ne-a permis din boxe și o să intrăm cu imaginea aceea cât de curând o puteți să o vedeți. Avem în față două modele Porsche 911. De data aceasta, la concurență cu BMW, Porsche este cea mai bine reprezentată marcă la adâncata. Iată un al patrulea Porsche pe deschide grila de start. Sunt în total înscrise 8 modele. Sper că au ajuns toate, că întotdeauna dintre toate modelele înscrise una, două, nu neapărat la Porsche, dar în general mai avem câteva absențe, dar în total sunt 8 modele Porsche înscrise de data asta la cursele noastre, 4 modele BMW, dacă nu mă înșel, și 4 modele Alfa Romeo și Dacia. Dacia iarăși este foarte bine reprezentată. Dacia e o prezență. Dacia a ajuns în ultimii ani, după ce zic eu că o bună perioadă de timp a avut așa o imagine mai puțin plăcută, pentru că fuseseră foarte multe pe străzi. În ultimii ani a ajuns să fie așa o prezență foarte dorită în garajele pasionaților de automobile, în special modelele 1100 și 1300. Ce aș vrea eu să mai spun, acum cât se formează grila de start de la regularitate auto, majoritatea automobilor pe care le vedeți acum în grilă au venit pe roți aici. Multe sunt din București, dar avem și foarte multe prezențe venite din țară, deci ele sunt mai mult decât bibelouri pentru proprietarilor. Vedem acum pe mijloc mașina portocalie, este Datsunul de care aminteam la cursa moto, este Viorel Ognean, care anul ca sigur că a sărit din motocicletă direct în mașină și s-a pregătit pentru cursa de regularitate. Veți vedea că, deși par îngrămădite pe grilă, startul va fi foarte atent din partea tuturor participanților, pentru că toată lumea a înțeles că e foarte important ca toți piloții și concurenții să se protejeze între ei.
Și iată, nu se ambalează doar motoarele, se ambalează și claxoanele. Da. Claxonul îngrijit este al Citroenului 2CV, o prezență deja mai mult decât specială la competiția României Retro Racing. Și avem, din punctul meu de vedere, iarăși unul dintre cele mai spectaculoase starturi din motorsportul românesc, o grilă cu undeva la 40 de mașini înscrise, peste 40 de mașini. Ăsta este preferatul meu. Și la viteză, startul lansat așa în stilul Indianapolis e unul foarte, foarte special. Avem spectacol, ăsta este un lucru bun și ne bucurăm că putem să fim alături de voi în spectacolul ăsta și puteți să ne urmăriți pe Facebook sau puteți să, slavă Domnului că nu trebuie să ne urmăriți pe noi, puteți să urmăriți spectacolul pe Facebook și noi o să încercăm să fim alături și să vă punctăm unele dintre mașinile pe care le vedeți. Iată, tocmai era un cadru cu un Porsche 924, da, de data și acum asta. A venit întârziatul Dacia Neagră despre care aminteam la moto. Este Irinel, pilotul Nortonului. Se pare că la el schimbul, trecerea de la motocicletă la automobil a fost un pic mai lentă. Iată, s-au stins luminile semaforului și se pleacă în cea de-a cincea cursă, a treia etapă, a cincea cursă a Romanian Retro Racing. Avem încă o dată un start, eu zic, de succes, fără incidente. Peste 40 de mașini se strecoară în primul viraj, în turul de pregătire pentru turul cronometrat. Ultimul închide plutonul o Dacia 1300. Avem mașini, nu știu, avem ceva mașini din Statele Unite? Nu cred că de data asta e ceva, vreo mașină este americană. Oldsmobile-ul, dar nu a Nu, Oldsmobile-ul nu a participat. Avem mașini din Europa, din spatele cortinei de fier, multe Daci, Germania, Italia, Japonia, Datsun-ul. Chiar mă uitam pe Datsun 240Z, este primul deschizător al faimoasei game Z de la Nissan și este prima mașină japoneză care a terminat la Alema. Avem multe povești, sau dacă aveți imaginația așa bogată ca mine, să știți că putem să facem foarte multe legături cu Lema. Și chiar vreau să facem o legătură importantă, pentru că spuneam că avem 8 modele Porsche. Anul ăsta se împlinesc 50 de ani de la prima victorie Porsche la Lema. Și iată un cadru foarte special. Avem MG, da, Marea Britanie, avem Lancia Beta, Italia, avem Merlinul, care este un kit car, urmat de un Morgan verde, Marea Britanie din nou. Acestea sunt, acesta e farmecul competiției, să vezi aceste bijuterii pe roți care își retrăiesc tinerețea, ca să spunem așa. Unele au 40-50 de ani și iată-le cum fac față cu brio solicitărilor unei zile călduroase din Bărăgan. Dacă se insistă pe Lancia Beta, mie mi se pare foarte interesant că o firmă italienească folosește nume grecești și, ca să fie totul greșit, Lancia Beta a fost și numele celui de-a treia mașină din istoria Lancia, după Alfa și Bialfa, a venit Beta. Deci nu prea știau cu numărătoarea italienii. Iată două Porsche-uri 911, un cadru absolut superb. Și, uite, dacă vorbeam de 50 de ani Le Mans, trebuie să-l amintim și pe Hans Metzger, care este inginerul Porsche, care are la activ trei motoare spectaculoase. Primul motor de 911, motorul de 917 care a câștigat Le Mans în 1970 și motorul de TAC de Formula 1. Și Hans Metzger e așa un omagiu pe care îl aducem, pentru că s-a stins din viață cu două luni în urmă. Da. Am făcut o scurtă pauză în speranța că zgomotul de fond ajunge și la dumneavoastră. Am avut cele două Porsche-uri 911 pe linia dreaptă, în dreptul boxei noastre de comentariu. Un sunet absolut superb. Deja, după cum am spus, concurenții s-au răsfirat pe circuit. Aceasta era și ideea, ca fiecare să-și găsească locul lui, să-și lase un spațiu de manevră. După cum am spus, unii vor fi un pic mai lenți, unii vor fi mai rapizi și e bine ca nimeni să nu încurce pe nimeni.
Nu era Necula cu 944, Gheorghe Necula cu 944, era un 911 în cadru, nu cred că am văzut foarte bine numărul. Dar între timp, prin cadru, trec foarte multe mașini. Băieții de la regie au ceva cu Porsche 911 și e bine că au, pentru că e o mașină cu adevărat spectaculoasă și care de câți ani? 70 de ani Porsche. Este Porsche 911, 64, de foarte mulți ani este într-un design. Porsche are 72 de ani ca brand de sine stătător, sper să nu greșesc, 72 de ani. Da. Dar povestea Porsche a început cu 356. Uh-huh. 911 a venit puțin mai târziu în peisaj. Iată aici Merlinul cu două doamne la bord într-o abordare spectaculoasă, aș spune eu, și iată în față una dintre preferatele lui Alex, Citroenul 2CV. De acum nu este în mod clar preferata mea. Am, după comentariul de data trecută, de anul trecut, de luna trecută, am fost invitat să conduc mașina, să înțeleg de ce se înclină așa de puternic în viraje. Ăsta este modul de funcționare al suspensiei. Nu este ea instabilă, este din contră foarte stabilă în înclinarea asta. Primul viraj a fost într-adevăr îngrozitor, am crezut că o să ne răsturnăm, dar este o mașină. Proprietarul mi-a spus că atunci când mergi cu spatele poți să o răstori, dar cu fața stă foarte bine. Este, ia dacă vreți, Volkswagenul francez, Beetle-ul francezesc, da. Este rățușca francezească și între ele un E30. Un rechin, un aproape rechin. Eram sigur un ursuleț. Eram sigur că vei remarca această mașină și profit de ocazie. BMW-ul alb E30 este pilotat de Alina Aliman. Sunt foarte multe familii implicate în această competiție, fie că discutăm despre soț, soție, cupluri sau părinte cu fiu, fică. Avem și un caz special pe circuit. Familia Aliman s-a separat în această competiție. Dar doar pe circuit. Doar pe circuit și de unde formau un echipaj în anii anteriori cu acest BMW 30. Soțul a preluat volanul Lancia Beta, de care amintea Alex mai devreme, Lancia Beta gri, și Alina a rămas cu E30-ul. Practic ei, deși concurează la clase diferite și voi povesti imediat și despre clase, în clasamentul open al clasamentul general. În clasamentul general la regularitate pe circuit pentru automobile clasice sunt concurenți direcți. Și acum, ca să clarificăm puțin și cum se face împărțirea. Toate aceste automobile care sunt acum pe circuit punctează într-un clasament general open, dar pentru că există o diferență, cum să spun eu, am ales ca să le împărțim și în clase pentru a crește și nivelul de competitivitate din cadrul acestora. Iar cea mai simplă și logică împărțire a fost după caroserie. Și atunci avem clasa automobilor sedan, unde încadrăm toate automobilele care au patru portiere, unde, de exemplu, punctează și Dacia Break. Avem o Dacia Break, o prezență inedită pe circuit. Apoi avem o clasă a automobilor coupé și mai există clasa automobilor cabrio. Se fac clasamente separate pentru fiecare clasă în parte și în plus se premiază și un trofeu Dacia Revival, unde punctează doar automobilele Dacia. L-avem în cadru pe Andrei Andronic cu un Mercedes 450 SL. Copilot este Lorena Andronic. Deci, iarăși o poveste de familie, cu siguranță vi se pare cunoscută mașina 450, exact un 450 SL, dar de data asta roșu, era mașina pe care faimosul Bobby Ewing o conducea în Dallas. Domnul Andronic, pentru că face niște lucruri extraordinare și merită tot respectul, este restaurator de artă și mașinile lui sunt demne de un restaurator de artă la felul în care se prezintă. A câștigat mai multe premii la Sinaia anul trecut, la concursul de eleganță de la Sinaia și iată ne întoarcem la 2CV. Este, vă spuneam, Beetle-ul francezesc. O abordare care pare mult mai rapidă din exterior decât este. Și foarte periculoasă, dar mașina se ține incredibil pe viraje. Modul în
care se comportă datorat suspensiei, da, cu bare de torsiune longitudinale, da, nu transversale. Practic, ca să fim așa cât mai plastici, roțile sunt legate între ele pe lateral, da? Roțile din stânga și roțile din dreapta. Nu e o legătură clasică, puntea față, puntea spate. Avem pur și simplu o legătură pe stânga, legătură pe dreapta. Cu toate astea, mașina merge foarte lin. Chiar dacă o vedem înclinându-se dramatic în cameră, în interior merge foarte bine și asta a fost, asta au fost specificațiile când s-a pregătit mașina. Da, asta trebuie să fie ieftină, trebuie să fie ieftină, confortabilă și pentru oamenii de la țară să transporte un cofraj de ouă, exact, care să nu se facă omletă în timpul transportului, exact, pe drumurile de țară. Și mașina asta chiar asta poate să pe facă. Pe drumurile de țară și pe drumurile nu tocmai bune pe care le întâlneai prin Franța, după niște evenimente mai, mai puțin plăcute mai ale istoriei. German tumultoase. German tumultoase, avem, da. A trecut un Morgan în cadru, iată, ne întoarcem. Avem și un Audi. Audi coupe. Este, dacă mașina asta avea turbo și 4, era Audi 4, era cam aceeași caroserie, este mașina aia care a fost făcută faimoasă prima dată de Michel Mouton și Fabrizia Ponț, de două doamne, pentru că am vrut să subliniez lucrul ăsta, că și la noi prezența feminină e puternică în concurs, avem, da, și un premiu pentru fete. Da. Asta uitasem să spun, apropo de clasamente, că există și un trofeu decernat celei mai performante concurente, să spun așa, de fapt un podium pentru cele mai performante concurente, unde punctează toate doamnele care participă într-o formă sau alta, fie pilot, fie navigator, fie echipajele complet feminine. Cele mai performante trei prezențe feminine sunt premiate într-un clasament dedicat. Iată, se insistă pe Audi 4, pe Audi 4, Audi Coupe, îmi cer scuze. Apropo, iarăși, vorbeam de Alfa, că folosește cuvinte grecești, Audi folosește cuvinte latine în denumirea lor, 4 Avant, inclusiv Audi este o denumire latină și explicația este simplă. Creatorul firmei, August Horch, a creat întâi o firmă, Horch de Lux, a fost dat afară din compania lui pentru că el vrea să meargă la curse. Era cam năbădăios, așa ca Radu aici în cabină, și a trebuit să-și... Radu e cu minte. Și a trebuit să-și reinventeze firma. Nu este Porsche 911, este Audi Coupe. A trebuit să-și reinventeze firma și și-a tradus numele Horch, care în germană înseamnă ascultă, în latină, da, să sune intelectual. Din ce știu eu, la sugestia unui prieten de familie, el fiind așa ușor marcat de faptul că Horch exista în continuare produsă de altcineva, deci exista o marcă care îi purta numele. El a fost dat afară din, da, compania, exact, Horch. Un prieten de familie i-a sugerat că ar putea să-și folosească numele, traducându-l într-o altă limbă, și așa s-a născut Audi. Dar ce îmi place mie foarte mult legat de istoria Horch/Audi, dacă aveți așa aplecare către lumea auto, probabil știți că automobilele clasice din anii 20-30 aveau ca un statement, să zicem, aveau diverse statuete, diverse simboluri montate în față. Cel mai cunoscut poate este Spirit of Ecstasy Rolls-Royce. Horch folosea, deși toți aveau tot felul de sculpturi sau animale sau chestii, Horch folosea un numărul 1. Și ca statuete era montat un numărul 1 pentru că din punctul lui de vedere făcea cele mai bune automobile din lume. Bine, n-am mai rămas la companie să vadă numărul 1 montat foarte mult timp. Interesant e că după aia mărcile astea s-au întâlnit din nou. DKV, Wanderer, Horch și Audi s-a creat după marele crach de la finalul anilor 20 Auto Union. Și iarăși interesant, cu sigla Auto Union, sigla Auto Union a fost de fapt pusă pe o singură mașină sau pe un singur grup de mașini. Erau mașinile de curse care concurau cu Mercedes. După război, că am tot vorbit de prietenii sovietici care luau lucruri, luau, mutau fabricile din germane. Împrumutau. Împrumut nerambursabil. Nu s-au simțit ghilimelele? Da, împrumut nerambursabil. Împrumutau fabricile, au dus, Audi și-a pierdut fabrica de la Zwickau și la Zwickau ulterior s-a construit Trabant. E o poveste lungă și am multe lucruri de povestit despre asta, pentru că o să ajungem și la Volkswagen și la Porsche 924 prin Audi, dar continuăm.
să nu vă plictisesc foarte mult cu o singură poveste dintr-o dată. Iată, să mai revenim și la ce se întâmplă pe circuit. Exact. Efectiv. Da. Avem acum în imagine, profit de acest cadru pentru a vă spune că această linie șah care este marcată pe circuit este linia de sosire în competiție și în același timp este linia unde există circuitul de cronometrare. Cronometrarea concurenților se face cu ajutorul unor transpondere. Sunt niște dispozitive care emit un semnal către un receptor și astfel se calculează timpii efectuați pe circuit. Ei bine, acea linie șah este punctul în care se face cronometrarea pe circuit și este reperul pe care concurenții îl folosesc pentru stabilirea timpilor personale. Avem în cadru acum o Dacia 1100, este atât de faimoasă Dacia asta încât e la două fel de numere bine de concurs. Să ne deruteze, dar uite, grecia e pe... S-ar putea să fie 64, că avem numere mai mici la etapa asta. Regia e pregătită. Alin Ionescu este faimosul mașinistul care are povești despre mașini pe pagina lui de YouTube, iar mașina asta e mai cunoscută ca el uneori, pentru că are numele de Săftica și numele ăsta l-are dinainte ca Alin să o conducă. E foarte faimoasă mașinuța și iată, la luptă cu un MGA. Iată un duel care se putea întâmpla lejer și la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, oriunde în Europa, mai mult ca sigur nu cu o Dacia, ci cu un Renault 8, dar o imagine pe care practic România Retro Racing a transpus-o în timp undeva în jur de 50, poate mai bine de ani. Și totuși Renault 8, Dacia 1100 era o construcție redutabilă, ca să zic așa, pentru că avea tracțiune spate și frâne pe disc, ceea ce era un mai automobil la Renault 12, Dacia 1200. La vremea lansării lui Renault 8, dacă e să o luăm din punct de vedere tehnic, era un automobil destul de avansat, un concept interesant, cu motorul montat în spate și punte motoare spate. Pentru că avem mult în cadru acest MGA, este un roadster tipic britanic, dar dacă îl observați, e puțin diferit față de ce suntem noi obișnuiți să vedem roadster britanic, nu știu, Merlin, Morgan, pentru că designul este semnat de un mare designer italian, Michelotti, dacă nu mă înșel. Dar inspirat, dacă mă întreb pe mine, inspirat cumva dinspre Jaguar acolo. Tindea, era un automobil mai accesibil, dar cred că tindea așa către elita. Dacă e să vorbim despre inspirație și de Jaguar, hai să punctăm asta, că eu lucrez la BMW. Jaguar XK120 este poate unul dintre cele mai spectaculoase, faimoase roadstere britanice de după cel de-al doilea război mondial, dar, ca să facem dreptate, seamănă foarte mult cu o mașină germană. Un BMW 328 mm roadster, ăla a fost o mașină de curse care, într-adevăr, a fost... BMW atunci se dezmeticea cu adevărat ca mașină, ca producător de mașini sport, de automobile sport, și mașina aia a punctat designul ei în istorie mai departe. Dacă nu aveți acum în minte Jaguarul XK120, de fapt seria XK120, 140, 150. Mai fac o trimitere cinefilă, dacă ați văzut Tentația seducției, vedeta acelui film era un Jaguar XK negru, care a fost și subiectul pariului din film și poate așa o mașină deosebit de elegantă din punctul meu de vedere. Și dacă tot am vorbit de filme și roadstere, mai avem, iată, funcționează Alpha Spider talonată îndeaproape de un Morgan absolut superb condus de domnul George Barbu. Și Alpha Spider este iarăși un mare erou de film, un film care mie mi-a plăcut foarte mult, cu Dustin Hoffman, The Graduate, absolventul. Și avem două Alfe Spider aici în competiție, una roșie și una neagră. Verde. E verde? Verde, smarald, așa. Bine. Este una închisă la culoare și una roșie. Asta este aia închisă la culoare. Un automobil deosebit de elegant și aș vrea să-l judecați prin prisma anilor în care a fost produs, nu neapărat acum.
gândiți-vă cum era să apari cu așa ceva în anii 70, o rundă. Și dacă ne ducem puțin în spate la Morganul din, exact aici, este George Barbu, dacă nu mă înșel, este, apropo de epoca în care a fost produs, asta este o mașină care poate fi, poate veni din orice an după 47, dacă nu mă înșel, când a început producția, Morgan 4x4 și plus 4, s-a produs cu același design al caroseriei de vreme de vreo 80 de ani, cred, dacă nu greșesc cu socoteala. Este, se spune despre Morgan că este o mașină care are șasiul din lemn de frasin, nu este chiar corect, șasiul este, șasiul este din oțel, structura caroseriei este din lemn de frasin, dar formula asta constructivă se folosește inclusiv astăzi, asta deși este o mașină din anii 60, dacă nu mă înșel, vă spun imediat dacă vreți din ce an este. Cât caută Alex, acum am simțit așa în glasul lui bucuria, el este un mare fan Morgan 3-wheeler. Și mi-ar plăcea că la un moment dat să îl văd concurând la România în retro racing cu un 3-wheeler. Chiar dacă acela e un automobil modern, dar care arată exact ca un clasic. Morgan 3-wheeler este o mașină complet greșită, este o mașină coroată în aceeași formă de roadster, dar coroată în față, două roți în spate, două roți în față și motorul este în fața caroseriei, dar dacă ne întorceam la Morgan, Morganul pe care l-am tot admirat este din 1957. Și iată, încă o mașină foarte, foarte frumoasă pentru mine ca reprezentant BMW, un BMW 1602. Care a depășit un Mercedes-Benz. Mi se pare corect și urmează să-l depășească și pe următorul. Este un BMW 1602 și asta este o mașină foarte specială pentru marca BMW. Este precursoarea seriei 3, cel mai emblematic și bine vândut BMW vreodată. Și un automobil a renașterii mărcii. Da, a fost lansat exact în ziua aniversării mărcii de 50 de ani. Așa, ca să înțelegeți cât de noua clasă se lansase într-o versiune cu 4 uși, asta a fost cu 2 uși, de asta inițial a avut denumirea 1600, capacitatea și minus 2. Și iată ce duel, Dacia 1100 cu BMW-ul tău, am putea spune că e un duel roată la roată în momentul de față. Și erau două mașini care existau în același timp pe... Exact. Dacia 1100 era lui Mihai Popescu, iarăși un client vechi al Romanian Retro Racing. Mihai fiind unul dintre cei care acum mai puțin de jumătate de oră au participat și la clasa moto. Cu Honda prezidențială, mi s-a spus să nu zic că prezidențială, dar este Honda, așa îi se spune la retromobil, este o glumă internă, ne cer scuze. Era foarte încântat, cu el discutasem, că v-am amintit în momentul, cu el discutasem despre fiabilitatea motocicletei și era foarte încântat de ea. Acum cred că își bagă nasul sub capotă mai des la Dacia 1100 decât la Honda. Dar și Dacia 1100, iarăși, pentru cei care poate sunt mai noi de fenomenul ăsta de Dacii clasice, Dacia 1100 este o mașină care este construită cu piese franțuzeci. De asta este foarte apreciată de colecționari. Dacia 1300 a fost construită cu piese franțuzeci la început, din 1969, și gradual până în 1972 s-a renunțat la piesele importate și s-a construit integral cu piese fabricate în România. De asta calitativ și pentru colecționari sunt mai valoroase Daciile produse până în 72. Iarăși un duel așa al epocii este un BMW E30, a doua generație de seria 3 cu o Dacia 1100. În Dacia 1100 este iarăși un concurent de la Moto și în BMW este Alina Aliman. Iar în față Săftica cu Alin Ionescu. Nu m-a ajutat acest cadru foarte mult, dar din tot ce ați văzut până acum pe circuit, a și punctat Alex la un moment dat, este foarte frumos și interesant că din punct de vedere inginerie avem așa idei inginerești italienești, avem idei inginerești franțuzești, idei germane, dintr-o eră în care chiar se miza foarte mult pe inovație. Dacă în zilele noastre automobilele moderne împrumută de foarte multe ori chestii de la unele la altele, tehnologiile sunt quasi identice. În anii 50, 60, 70 erau foarte multe chestii
și inovații care țineau de fiecare cultură în parte. Și e istorie în mișcare. Asta e iarăși un lucru pe care știu că Radu l-apreciază foarte mult. Nu sunt doar bibelouri pe care le avem, sunt mașini care au o istorie, au în spatele lor mulți oameni care au muncit, au creat, unii chiar au murit să existe mașinile astea. De câte ori am avut ocazia, eu am spus-o și o să o spun iarăși de foarte multe ori, iată și Spider-ul roșu în cadru. Mi se pare că automobilor care participă la acest gen de competiție, cum este Romanian Retro Racing, le se face dreptate, în România cel puțin, pentru că multe dintre ele nu puteau fi zărite în timpurile lor, ca să spun așa, pe străzile noastre, pentru că erau mai greu importate, ca să nu spun altfel, și pentru că noi n-am avut parte de competiții foarte, foarte dezvoltate automobilistice înainte de 1989. Existau, dar din păcate erau foarte multe constrângeri privind concurenții și mărcile care erau prezente la start. Iată că acum, la câteva zeci de ani distanță de acel moment, se face o dreptate așa, un arc peste timp și le putem urmări în competiții în România. Am avut așa o trecere rapidă cu Triumful, un alt roadster britanic. Triumful era desenat de Michelotti, uite, mi-am văzut eu aici în fișe, și Triumful are iarăși o poveste interesantă. Triumful nostru din concurs, care tocmai a trecut prin fața cadrului, este iarăși un cuplu vechi în competiție, care are și victorii, Ciprian și Roxana. Îi salut pe cu ocazia asta, sunt o prezență foarte colorată în cursele noastre. Dacă nu mă înșel, ei participă din 2018, de la prima ediție. De la prima ediție sunt în competiția asta și câștigă curse și se luptă pentru primele poziții în clasament. Și ce vreau să mai spun de Triumf, un triumf de genul pe care l-ați văzut, asta e Alfa, să nu le confundăm, un triumf de genul ăla a mers la Le Mans. Și Toyota, asta este o mașină specială, este, din câte am înțeles eu, e posibil să fie prima japoneză cu motor central, sau una dintre primele. S-ar putea să mai găsim ceva în istorie cu motor central. Acum două săptămâni am avut plăcerea să fiu plimbat de un prieten cu un MR2 și mi-a deschis așa un pic ochii către model. E o senzație foarte specială. Asta e calitatea mașinilor cu motor central. Deși vorbim foarte mult de electronică, unul dintre lucrurile care determină foarte mult manevrabilitatea unei mașini este distribuția de mase. Exact. Și cred că cel mai bun exemplu, acum vom divaga de la subiect, dar știu că îți place și ți-o voi ridica puțin la fileu. Chiar dacă trăim niște vremuri în care industria auto e eminamente orientată către electromobilitate și către automobile electrice și soluții de mobilitate alternativă, săptămâna aceasta am avut parte de o mare bucurie din punct de vedere ingineresc. Te uiți așa ciudat la mine. Domnul Gordon Murray spune ceva. Chiar și în 2020 există nebuni care iubesc automobilul cu adevărat și s-a lansat unul dintre, cred eu, cele mai spectaculoase automobile prezentate în ultimii ani la nivel mondial. O nebunie inginerească, poate ultimul automobil pur sânge, pur sportiv, un super sport de 900 și un pic de kilograme, animat de un motor V12, transmisie manuală, aspirat, exact. Iată că chiar și în era asta, când toată lumea caută spectaculosul și repet electromobilitatea, mai există nebuni dintre ăștia care, sigur, dacă astăzi ar fi fost aici, ar fi apreciat spectacolul pe care noi îl oferim, sau mă rog, concurenții îl oferă de pe circuit. Da, e Gordon Murray este prin YouTube acum de filme de prezentare cu el. Căutați mașina se numește T.50 și spune despre ea că este ultimul supercar analogic. Da. Și este un supercar care duce mai departe ideea de la McLaren F1, mașina cu trei locuri, cu locuri, poziția pilotului care, centrală, împinsă în față. Cred că era cel mai cunoscut proiect al lui Gordon Murray, de stradă cel puțin. Da.
automobil de stradă. Am făcut acea referire, să nu credeți că ni s-a schimbat imaginea și comentăm altceva. Pur și simplu, dacă aici în imagine avem bucuria condusului, bucuria pilotatului, relația pe care o poți construi cu un automobil cu personalitate, iată că și în zilele noastre mai sunt nebuni dintre ăștia frumoși care ne aduc chestii dintre astea. Avem în cadru pe George Barbu, un veteran de la Morgan Club. Mașina asta a mers și la concursul de eleganță de la Sinaia. Și, apropo, Morgan are modelul ăsta emblematic, îl face, am hotărât, de prea mulți ani, undeva de la finalul anilor 40, îl construiește cu același design. Este Morgan Plus 4, nu 4 Plus, nu contează, este Morgan Plus 4, este o mașină care față de 4x4 este puțin mai puternică și are o poveste, că toți vorbesc de Le Mans, are o poveste specială. Mașina inițial n-a fost primită la Le Mans, au încercat să participe cu ea în 62, au zis că în Le Mans, avangarda tehnologiei, unde aveam aluminiu, fibră de sticlă, oamenii veneau cu lemn de frasin sau au strâmbat oficialii. Anul următor, în cele din urmă, a fost primită la Le Mans și a avut o victorie de clasă. Cu asta se laudă Morgan. Acum, dacă cineva e scrupulos și caută în clasament, o să vadă că mașinile alea au avut singurul merit că au terminat, erau singure în clasa lor și de acolo victoria. Oricum, este excepțional că Morgan a făcut ceva de genul ăsta și a mers. Mai avem pe circuit, te întrerup puțin, mai avem pe circuit un Morgan, este cel verde mai deschis, ca să dau așa un reper cromatic, este pilotat de Bogdan Rădulescu. Am avut ocazia acum două etape, cred, să merg la una din manșele de antrenament în dreapta lui Bogdan și vreau să vă spun că experiența este un mix de foarte plăcut cu un fricoșător, pentru că și de asta zic, îi apreciez pe cei care au avut curajul să ia startul la Le Mans. Este o mașină deosebit de spectaculoasă când stă pe loc. În mers, în momentul în care te urci, constați că nu ai centuri, nu ai de unde să te ții efectiv. Scaunele sunt așa, un fel de fotolii foarte comode. Senzația pe care o ai pe viraje, chiar și atunci când le abordezi decent, este... Scuze-mă că te întrerup, dacă putem să ținem camera pe mașina portocalie, pe Nissan-ul 240Z, și tu povestește mai departe, ca să preiau eu după aia de discuția. Să povestesc despre Datsun sau despre Morgan? Despre Morgan. Uite, avem și un mic abandon, probabil tehnic. Uite, profită de imagini ca să povestesc de asta. Scuze, te-am întrerupt. Ca tot vorbit de Le Mans, cam în aceeași perioadă, la Le Mans mergea și Datsun, nu? Cred că Datsun în 64 a mers la Le Mans, dacă nu mă înșel, și este prima mașină japoneză care a reușit să termine o cursă de la Le Mans. A mai trebuit să mai așteptăm vreo 30 de ani până avem... să avem și o mașină care câștigă și după aceea Toyota a câștigat, a venit în final. Iată, să zicem că Le Mans este un teritoriu puțin prielnic mărților japoneze. Amintește-ți numai departe de acum 2-3 ani celebrul finish. Toyota. Cred că este cel mai trist finish de Le Mans din istorie. Nu râcăi acolo, nu vreau să vă le povestesc. Este unul dintre cele mai dramatice. Dacă vorbeam de victoria Porsche în 1970, trebuie amintit și 1969, unde au fost doi nebuni. David Gurney și Hans Hermann. Hans Hermann era cu Porsche, Gurney era cu Ford GT40 și s-au luptat, Jackie X și Hans Hermann, și s-au luptat vreme de o oră și jumătate, dacă nu mă înșel, s-au tot depășit. În ultimul tur, Jackie X l-a depășit încă o dată pe Hans Hermann, care n-a mai putut să țină ritmul, pentru că nu-l mai țineau frânele, și astfel Ford a avut ultima victorie la Le Mans și Porsche a trebuit să mai aștepte un an până la prima victorie. A fost așa o schimbare de dinastii pe ultima 100 de metri și probabil cea mai nebună și disputată victorie. Iată, avem un Mercedes în cadru aici, un Mercedes care în versiunea de top, Radu, sigur vrei să ne spui tu despre asta, ce motor avea? Tu te referi la W124, da. Nume de cod. Da, există un... Super W124, care era construit într-un joint venture Mercedes-Benz și Porsche, colegii de oraș, ca să spun așa.
Ce îmi place mie foarte mult la acel, dacă nu mă înșel, este E60, la acel E60 AMG, este faptul că dacă ați vedea unul pe stradă, ar arăta aproximativ la fel cu acesta, alt model de jante. Era o mașină stealth, cum s-ar spune în zilele noastre, care trecea ușor neobservată ca prezență scenică, dar care era capabilă de niște performanțe absolut fascinante la momentul respectiv. Iar W124 este cumva o emblemă pentru Mercedes-Benz, un monument de fiabilitate. E una dintre cele mai vânate automobile clasice accesibile, ca să spun așa, pentru că are marele avantaj că poate fi folosit zi de zi foarte ușor, e user-friendly, e fiabil. Și este un echipaj, hai să vorbim și de oamenii care îl conduc, Iulian Ghiță și Ștefania Ghiță, deci e iarăși o afacere de familie în exercițiul ăsta. Sunt multe familii aici sau mulți prieteni, avem și un echipaj părinți și un echipaj fiul, da, cu Porsche 944 și 924. Mihaela, care dacă este alături de noi, sigur ne urmărește pe Facebook. Da, o salutăm. De data aceasta nu a putut ajunge, dar da, apropo de cum evoluează acest campionat, de la copilul care venea cu părinții din postura de pasager în mașină și aștepta pe margine și își admira părinții concurând în 2018, în 2020 avem copilul care își concurează tatăl, care a avut rezultate foarte bune sezoanele trecute și își concurează serios tatăl și cred că pe alocuri l-a ciupit așa la rezultate sportive. L-avem pe tată cu, exact, 944 în cadru. Cătălin e în cadru acum, s-a schimbat. El este campionul antitră, da, și de menționat că, și asta e iarăși un lucru care ne încântă, avem toți mai mulți oameni din presă alături de noi, cu el în mașină suferă foarte tare acolo, un tip care... Colegul meu, Tudor Rus, conduce foarte bine, dar în dreapta niciodată nu e plăcut. Eu m-am mirat când l-am văzut că a avut curajul să se urce în dreapta, chiar aș vrea să... profit de pauza asta care va urma și să mă duc la el și să-l întreb cum se simte după experiența de pe circuit. Răspunsul este un cuvânt important și pentru mine, că și eu sunt un sensibil la chestii din astea, emetostop. Nu recomand să se folosească, cred că acum se dă numai cu rețetă, dar pentru cei care au rău de mare, rău de... au aflat și pasta. Asta este secretul copiloților care trebuie să uite la ceasuri și li se face rău. Uite, da, celălalt Morgan. Da, exact, Bogdan Rădulescu. Acesta este Morganul care mi-a oferit niște senzații greu de descris. Acel mix de bucurie cu nebunie și efectiv panică pe unele viraje. Dar dacă observați, Bogdan este foarte relaxat, da, admiră peisajul. Mai trebuie spus, chiar dacă am schimbat cadru, pe viitor aruncați o privire mai atentă la uși. Asta e un element specific unui roadster clasic, rușile decupate rotund spre în jos, care te expun și mai mult curentului de aer. Da, da. Dau și ocazia să-ți așezi mai bine cotul pe, și, pe ușă. Și folosesc prilejul ăsta, n-am vorbit deloc, de acel Renault Alpine Turbo, nu este Renault 5 Alpine Turbo, nu este un Renault 5 Turbo faimos de la raliuri, este o versiune mai docilă, dar cei care o pilotează, familia Georgescu, nu sunt deloc docili, ca să zic așa, au timp foarte bun pe circuit și în același timp au și rezultate extraordinare. Este pentru că... printre probabil cel mai performant echipaj al ultimelor etape, ca și constanță și ca rezultate obținute. Sunt enervant de constanți, asta trebuie spus. Și iarăși, Romania Retro Racing, căutați pagina de web dacă vreți să vedeți rezultatele, pentru că noi nu ne uităm aici să vorbim despre clasamente, cine termină primul. Și despre spectacolul oferit. De a avea mașinile... Și profit de imaginea asta și dacă tot ai amintit despre acest Renault care uneori este enervant de constant, aici sper că ați observat, da, ironia. Această competiție, deși poate la prima vedere e fascinantă pentru cel care se află la volan, cred că meritul e... balanța meritului dintr-un echipaj, când vorbim despre un echipaj, înclină mai mult către cel din dreapta, pentru că el este cel care stabilește ritmul de deplasare și vă spunem așa, la modul cel mai serios, e foarte greu să te clasezi pe podium dacă nu ai pe cineva în dreapta care
să-ți monitorizeze evoluția din timpul concursului. Uite, iarăși preferata mea, rățușca, pentru că are și o rățușcă montată pe capotă și am avut iarăși o prezență rară și specială, Dacia 1410, Vlad Orobanțu, iarăși un om care participă și la a participat la regularitate și acum participă și la viteză. Mie îmi place să spun despre Vlad că este un tip foarte, un pilot foarte precaut. Adică iată, Dacia Sport, nu care foarte este rapid în, în momentul de față, că este o mașină și asta trebuie apreciat, este o mașină pe care el și-a pregătit-o singur, mașina Dacia de curse, 1300, și la 1410 Sport a lucrat el foarte mult. Vedem suspensia lui 2CV la lucru, în spate Merlinul este, chiar dacă are un design foarte retro, Merlin este o companie care s-a înființat undeva la finalul anilor 70 și a construit mașini și kit car-uri nu cu un succes răsunător, dar iată, avem un Merlin aici și un Golf, cred că era Golf 2, generația a doua. Sunt două Golf 2 pe circuit. Și ce vreau să spun de Golf și Audi, știi că Golf e faimos că este desenat de Giugiaro. Ei, Giugiaro a fost convins să vină la Volkswagen să deseneze acea mașină de Ludwig Kraus. Este un inginer Mercedes care a dezvoltat mașini Audi. E o poveste foarte lungă. Dacă ne urmăriți în live, vă promit că o să vă mai povestesc despre asta, dar ca să vedeți legătura dintre mărci, că de multe ori se spune, stai că tu lucrezi la Mercedes și vorbești despre alte mărci, cum e posibil așa ceva? Suntem prieteni noi între noi acolo la mărci. Nu există. Există o rivalitate constructivă de foarte multe ori. Nici măcar nu lucrez la Mercedes. Am zis Mercedes? Da. Mă gândeam la Ludwig Kraus, el a lucrat la Mercedes și a trecut la Audi. Iată din nou Merlinul. Merlinul care este un echipaj feminin, este doamna Crăița Eterna, pată de culoare în competiția asta, da, mereu... Este spaima briefurilor cu piloții, în sensul că dumneai consideră că brieful este așa facultativ și mereu avem discuții pe tema asta, dar este o prezență deosebită și aduce așa o pată de culoare și un nor de voie bună, să spun așa. Să nu cumva să se întâmple vreodată să lase competiția asta fără prezența ei, asta vrem să spunem. De fapt, cu toți concurenții care ajung aici, e o comunitate. E păcat că este păcat din cauza pandemiei că nu putem să vă invităm să vedeți, să-i cunoașteți. Sperăm că lucrurile astea cândva se vor normaliza, trebuie la un moment dat. Da. Și dacă acum avem șansa să-i cunoaștem cât de cât online, pe Facebook, să veniți mai aproape și să-i vedeți, da, cu primul prilej. Sunt niște personaje senzaționale, noi ajungem să-i îndrăgim pe toți. Observația lui Alex e foarte bună. Această competiție se desfășoară fără spectatori, din rațiuni pe care le cunoaștem, din păcate, prea bine în momentul de față. Probabil tot sezonul 2020 se va desfășura după aceste norme reguli. Și reguli de siguranță sanitară, dar cu puțin noroc, dacă la anul vom putea relua această competiție cu spectatori, mi-ar plăcea tare mult ca aceste transmisiuni să reușească să apropie din ce în ce mai mulți actual telespectatori de statutul de spectator la anul. De asta facem efortul ăsta, vrem să fie oamenii cunoscuți mai bine, să cunoașteți sportul ăsta, să-l aducem alături de voi și să fiți în număr cât mai mare prezenți și cu ocazia asta să convine și mai mulți sponsori să se implice, că unde nu sunt spectatori, nu sunt sponsori, unde nu sunt sponsori, nu se pot organiza lucruri, e atât de simplu. Și unde nu există pasiune, unde sponsor nu bucurie. E, nimic nu e. Da. Observăm steagul șah, este steagul care marchează finalul acestei sesiuni. Avem practic finalul primei curse de regularitate pe circuit pentru automobile clasice. Noi vom avea o pauză de aproximativ o oră sau chiar mai puțin, până la ora 14, dacă nu mă înșel. Vom reveni în a doua parte a zilei cu transmisiuni live. Vom mai avea o cursă de regularitate pentru motociclete, o cursă de regularitate pentru automobile și două curse de viteză pe care le vom transmite live. Vă lăsăm cu aceste cadre, sau nu vă mai lăsăm cu vă lăsăm aceste cadre cu mașinile în turul de răcire, după fluturarea steagului
șah, cum zice Radu. Nu pot să mă abțin să nu admir acest Nissan 250, Datsun, mă scuzați, am anticipat transformarea mărcii Datsun în marca Nissan. E greșeală chiar atât de mare. În față este Mihai Popescu, despre care râdem mereu că merge prost, dar tare. De fapt, el merge foarte rapid. Citat. Nu este, nu ne-am permis noi să facem această afirmație. Nu, eu am făcut-o primul. Nu, a fost o glumă, este impresionant. Mihai este un veteran al curselor de regular, al raliurilor de regularitate, și mașina lui are un nume, se numește Sabena, și la regularitate pe circuit nu că merge doar foarte constant, dar și foarte rapid. Este una dintre cele mai rapide Dacia 1100 pe circuit și mai sunt câteva. Îl salut și pe Mihai Dăscălescu cu ocazia asta, care este un fotograf excepțional și jurnalist pentru Adevărul Auto, unul dintre partenerii acestei competiții, care și el merge cu Dacia 1100, Alin Ionescu și cred că mai avem una. Dacă nu mă înșel. Avem cel puțin 3 Dacia 1100 în competiție în momentul de față. Iată, îl vedem pe Alin. Nu, este Mihai. E Mihai Dăscălescu. Pe Mihai nu l-am avut până acum în cadru. Mihai, dacă vreți să știți cine este Mihai Dăscălescu, este un street fotografer excepțional, adică un fotograf care fură instantanee pe stradă, cu oameni în mișcare, cu momente captează acele momente colosale. Și are o mașină foarte valoroasă, a avut un singur proprietar, sunt niște elemente pe mașina aia care ne face să credem că a avut un singur proprietar foarte important în nomenclatura României de la acea vreme, pentru că e o mașină răsfățată. Și dacă tot vorbim despre Daci, aici nu se vede, dar majoritatea folosește, acum am văzut, faruri galbene. Asta sunt acele faruri franțuzești. Erau o obligație legală în Franța până la un anumit timp, cred că până în anii 90, farurile de zi trebuiau să fie galbene și de asta le vedem așa. Ne întoarcem la Merlinul condus de doamna Crăița. Dacă nu mă înșel, an de fabricație 1979, sau cel puțin așa este în fișa de înscriere. Și iată, iarăși, 2CV-ul, rățușca franțuzească, 2CV, iarăși, poate te explicăm, Dușaval, 2 cai, nu erau cai putere, erau cai fiscale, existau niște, asta este o cutumă, dacă vreți, acei clase de clase fiscală de impozitare, care primitive, ca să le spunem așa. S-a folosit și în perioada interbelică, nu numai în Franța, deși Citroen își denumea modelele după clasa de impozitare. Iată cel mai bun mâner existent într-un Morgan este volanul. Am fost la o prezentare de Morgan și vânzătorul mi-a spus: noi facem mașina asta de 10 de ani de zile și știți, când sprijiniți mâna pe ușă, se stropește. În acești 10 de ani de zile am reușit să dezvoltăm o tehnologie care să rezolve problema. Știi care era tehnologia? Geacă de piele cu protecții. Asta este abordarea constantă britanică. Iată, Porsche 944. Cătălin și cu Tudor, văd că Tudor părea în formă acolo. Nu era parbrizul murdărit. Este campionul antitră și 924 este mașina cu care concurează Edwin, fiul lui. Trebuie spus că, deși mașinile ca design sunt foarte asemănătoare, este o diferență foarte mare la interior. 924 folosește un motor, de fapt, toată construcția folosește componente Volkswagen, în timp ce 944 este un Porsche cu motor construit de Porsche. 924 e acel Porsche Audi, de fapt, că trebuia să fie vândut în showroom-urile Audi, până la urmă nu s-a mai întâmplat asta, a fost preluat de Porsche, era modelul accesibil. Iată, avem ultimele intrări, cred, de pe circuit. Alin Ionescu și o Dacia 1310 Break. Prezența specială de data asta e prima participare. Da, să știi că e un automobil cu foarte multe participări la raliuri de regularitate. Ei au venit foarte bine pregătiți pentru... Au fost puțin surprinși de viteza de desfășurare a lucrurilor. Trebuie spus că deosebirea față de un raliu de regularitate, unde pur și simplu rulezi în circulație deschisă și ai niște probe speciale pe care trebuie să le parcurgi,
aici când ești acompaniat de colegi și ai trafic în jur, e altă senzație și trebuie să-ți resetezi puțin modul de abordare. Ce cred că trebuie punctat este că, deși pare o competiție, o plimbare liniștită, e o competiție foarte serioasă, se pune mult suflet și cu asta cred că putem să vă spunem la revedere pentru moment. Rămâneți alături de noi, urmează multe surprize, urmează două curse de viteză, Pantera de Tomaso, un Ford V8 de 500 de cai și multe alte surprize. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și chiar la revedere, pentru că în foarte scurt timp vom reveni în transmisiunea live de pe circuitul Motorpark România, etapa 3 România Retro Racing. Cum vrei merge? Prin minunea tehnologiei suntem într-o boxă la Delcada cu câțiva artiști care sunt mereu lângă fenomenul auto. L-am pe mine, alături de mine, pe Alex Mariș. Trebuie să recunoașteți după fără carte, dar după tricou, are multe proiecte legate de mașini. El este, lucrează în departamentul de design de la Dacia Renault. Și ce vedeți aici este ce lucrează el foarte des. Are două direcții, nu? Ne spui puțin ce faci? Salutare, sunt Alexandru Mariș. Care facem o parte între pictură, tradițională și digital, aici am venit cu partea de pictură. În mare parte încerc să promovez ce aici vedem foarte multe teme pe care le abordez, de la, dar toate sunt așa mai clasice. Care este tema ta preferată sau cea care o abordez cu cea mai mare frecvență? Cursele retro este principale, Formula 1 grupa B, cel mai mult. Am încercat să fiu toate mărțile de auto, toate mai importante, dar nu mai știu asta. Am înțeles. Și dacă cineva vrea să te cunoască mai bine, cred, știu că pot să și comande lucrările de la tine, nu? Aici lucrările astea sunt de vânzare. Cum pot proceda? Să mai simplu, Facebook, Instagram. Cu toții trecem prin momente grele. Și succesul pare de neatins. Dar astfel ne arătăm cu adevărat puterea. Pentru că atunci când rămânem uniți, putem obține orice.